Arta nu este un job, da? Este, de fapt, o sensibilitate a fiecărei, din fiecărei persoane. Dar mă gândesc că noi artiștii suntem din, facem parte din categoria oamenilor mult mai sensibili decât ceilalți și atunci încercăm să ne exprimăm prin acel ceva. Și acel ceva poate fi un tablou, poate fi o sculptură, poate fi o poezie, poate fi o piesă de teatru. Fiecare cu ce se simte în a-și exprima sensibilitatea și emoțiile și starea. Ești susținută de o echipă care se ocupă de tot ceea ce înseamnă partea non-creativă, pentru creație și zona aceasta este la tine. Se strânge în jurul artistului și care, în primul rând, pleacă de la a-l înțelege, îl ajută să își valorizeze, într-un fel, această creație și să-l aducă de la partea superioară, înălțătoare, la partea materială, concretă, care este un element important al vieții artistului. Practic, cele două planuri nu pot fi separate. Și cum a venit ideea să faceți această echipă? Pentru că, iată, vorbim cu partea creativă și cu partea pragmatică a acestei echipe. Și a trebuit să sprijin partea asta artistică prin, în primul rând, prin protejarea ei, în sensul de a o înscrie în registrele de protecție națională și internațională, pentru că artistul să poată fi liniștit, ocupat doar de partea de creație efectivă. Și, în al doilea rând, plecând de la această protejare, să mergem până la întocmirea documentațiilor necesare, materializării ideilor artistice, în contracte, în expoziții și în alte activități specifice. Mă trisesc că nu pot să-mi iau ochii de la acest sângeraș pe care îi văd pe pian. Și o să o rog pe Ioana, pentru că știu că fiecare în parte are un nume, sau pe tine, Gabriela, care doriți, să-mi prezinte, practic. Sunt doar patru dintr-o lungă înșiruire de îngeraș pe care mulți și doresc. Dar știu că fiecare are un nume și poate și o mică poveste, așa că o să vă rog pe scurt pe una dintre voi. Eu mi-am ales favorita, am înțeles că o cheamă Flora. Păi o să începem cu îngerașa, deși nu este un termen specific literar. Îngerașa Flower sau Floarea, care are ca și mică poveste, faptul că ea trăiește în grădina îngerilor și ca și semne ale primăverii care tocmai s-a apropiat, ne aduce în dar aceste minunate flori cu parfumul și cu culoarea pe care numai Ioana a putut să o realizeze din niște subtile amestecuri și inspirate amestecuri de culori. Al doilea, cred că este o minunată rose sau trandafir, pentru că Ioana mi-a sugerat mie, prin culoarea preponderent folosită de roz, de fapt mai multe nuanțe de roz și tonul de roz, această suavitate a unui boboc de trandafir. Și observăm ca un detaliu și modul în care sunt ținute mâinile și care ar putea duce într-un fel spre o poziție adoptată de îngerii de pe picturile murale ale mănăstirilor noastre. O las pe Ioana să termine șirul îngerilor cu celelalte două picturi. Celelalte două picturi, eu aș spune în general, pentru mine foarte importantă este culoarea și atunci cred că am exprimat totul prin culoare.
Am încercat să îmbin partea artistică cu realul, drept pentru care am îmbrăcat îngerașul, unul din îngeraș cu o ie românească. Am încercat să o sugerez măcar. Așa. Iar ultimul, dar nu cel din primul, sau cum este? Da. Sau primul din șirul din dreapta. Da. Așa. Cred că a inspirat-o pe Gabi foarte mult și este un îngeraș care pur și simplu visează. Este... Deci este îngerul dintre cele două lumi care în visul lui practic aduce către noi lumea îngerilor și își cheamă toate prietenele și toți prietenii îngerași să vină și să ne vegheze, să stea lângă noi și să fie permanent acolo și să-i simțim că sunt lângă noi. Da, practic, faptul că ține ochii închiși ne dă și nouă posibilitatea să visăm la mai mult și ne lasă deschise toate porțile. Thank you.